Vă spuneam la începutul conferinței de presă că îmi doresc să vă fac un rezumat al proiectelor cu finanțare europeană depuse de primăria municipiului Roman, începând cu, practic în ultimul an de zile, an calendaristic, 18 proiecte cu finanțare europeană depuse, 6 dintre ele deja câștigate și 12 se află în evaluare. Cele 6 proiecte câștigate sunt în valoare de 23.576.256,15 lei, iar celelalte 12 proiecte depuse sunt în valoare de 145.398.185,47 de lei. Deci, practic, vorbim de investiții care vor veni la Roman, undeva în jur de 35 de milioane de euro, la care se adaugă și cele finanțate din împrumut. Practic, în următorii 3-4 ani de zile, la Roman vor intra în jur de 45 de milioane de euro în investiții în infrastructură, fie că vorbim de infrastructura educațională, fie de cea stradală sau imobile. Și bineînțeles că în funcție și de liniile de finanțare care vor mai apărea, vom mai depune proiecte pentru accesarea de bani europeni. Și aș începe prin a vă enumera prima dată cele 6 proiecte câștigate. Primul se referă la proiectul privind creșterea capacității administrative a municipiului Roman prin reproiectarea sistemului de management al calității. Este un proiect cofinanțat din Fondul Social European. Programul operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2, administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. De asemenea, valoarea proiectului este de 417.610 lei, din care cofinanțarea Uniunii Europene este de 351.606 lei. Data începerii proiectului 30 august 2018 pentru o perioadă de 12 luni ca și termen de implementare. De asemenea, avem tot în implementare proiectul Noi Toți Vrem la Școală, finanțat prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Scopul proiectului, furnizarea de programe educative persoanelor care au părăsit timpuriu școala sau cu risc de abandon, precum și servicii de consiliere, educare pentru copii, elevi, părinți, cadre didactice și personal de sprijin pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu. Durata de implementare a proiectului 36 de luni a început din 11 aprilie 2018 și se va încheia în 10 aprilie 2021, o valoare a proiectului de 8.098.168,90 lei. De asemenea, un alt proiect privește creșterea eficienței energetice a clădirii publice din municipiul Roman, strada Smirodava, numărul 28. De asemenea, proiect aflat în implementare, este vorba de creșa Smirodava, program finanțat prin programul operațional regional 2014-2020. Aici, de asemenea, vom reuși și triplarea numărului de copii care vor putea fi aduși la creșă. Perioada de implementare a proiectului este 30 iulie 2018, 31 august 2021, cu o valoare de aproape 8 milioane de lei. De asemenea, un alt proiect, îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în municipiul Roman prin amenajarea parcului Zăvoi, proiect de asemenea aflat în implementare, finanțat prin programul operațional regional 2014-2020. Prin amenajarea acestui parc urmărim îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea suprafeței degradate și care este neutilizată. Perioada de implementare a proiectului 22 august 2018, 30 noiembrie 2020. Valoarea proiectului 4.300.000 de lei. Proiectul creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Roman, de asemenea un proiect în curs de implementare, finanțat prin programul operațional regional 2014-2020. Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe situat în strada Anton Pan, numărul 33 din municipiul Roman,
Perioada de implementare a proiectului 12 octombrie 2017, 11 octombrie 2019. Valoarea proiectului 924.901 lei. Proiectul privind îmbunătățirea factorilor de mediu și condițiilor de viață în municipiul Roman prin amenajarea parcului Jora, de asemenea în curs de implementare, finanțat prin programul operațional regional 2014-2020. Prin amenajarea parcului Jora se urmărește refuncționalizarea suprafeței degradate neutilizate în scopul ameliorării și revitalizării mediului urban. Perioada de implementare 20 octombrie 2017-19 octombrie 2019, valoare proiect 1.917.815 lei. De asemenea, în cele ce urmează vă dau citire proiectelor care au fost depuse și care se află în perioadă de evaluare. Primăria Municipiului Roman a depus proiectul de creștere a eficienței energetice și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Roman în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Printre activitățile și obiectivele principale sunt înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător, practic acel sistem de iluminat LED, inclusiv reabilitarea instalațiilor electrice, stâlpi, rețele și așa mai departe. Achiziționarea și instalarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Roman și utilizarea resurselor regenerabile de energie. Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect 4.899. Numărul de stâlpi instalați prin proiect 384. Valoarea totală și eligibilă a proiectului, inclusiv TVA, 21.526.988 lei. Durata totală de implementare a proiectului 43 de luni. Un alt proiect se referă la reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Roman în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Spațiile ambulatorului vor fi modernizate, sunt modernizate în acest moment, dar dotarea medicală este uzată moral, iar din punctul nostru de vedere, un ambulatoriu de specialitate ar trebui să conțină pe lângă acele cabinete existente și alte servicii conforme cu normele în vigoare. Și de asemenea, aici ne-am propus să asigurăm acele servicii de imagistică, computer tomograf, RMN, aparat de rezonanță magnetică, radiologie RX, echipamente de urologie, ecografe cu toate echipamentele și dotările care deservesc aceste aparate. Prin proiect se propune reabilitarea, modernizarea și extinderea, precum și dotarea ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Roman. Vom realiza o clădire cu un regim de întâlnire D plus P, legată funcțional de corpul de clădire E și care va fi independentă structural. Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, 12.030.739 de lei, din care suma eligibilă este de 10.691.742 de lei, diferența urmând a fi suportată din bugetul local, pentru că ne-am dorit foarte mult să dotăm cu toate aceste aparate strict necesare ambulatorului. Durata totală de implementare a proiectului 52 de luni. Un alt proiect privește reabilitarea, modernizarea și echiparea Liceului Tehnologic Vasile Sav, corpul B, sala de sport și corpul de ateliere, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului 17.174.012 lei, din care suma eligibilă 17.174.012 lei, practic în totalitate. Durata totală de realizare a proiectului 52 de luni. Un alt proiect se referă la modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu, școala Sergiu Celibidache, tot în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, valoarea totală și eligibilă a proiectului 6.492.423 de lei, durata totală de realizare a proiectului 42 de luni. Construcția și echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie preșcolară în municipiul Roman,
Investiția propusă va acoperi 160 de locuri, practic vom avea 8 grupe de clasă și vom asigura o infrastructură necesară la un nivel crescut de preșcolare în municipiul Roman. E vorba de acea grădință din cartierul favorit. Valoarea totală a investiției este de 7.531.682 de lei, din care suma eligibilă 5.716.185 de lei, durata totală de realizare a proiectului 42 de luni. Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din municipiul Roman. Și aici avem blocul de locuințe numărul 24 de pe Bulevardul Roman Mușat, blocul de locuințe numărul 42 de pe Bulevardul Roman Mușat, blocul de locuințe numărul 44 de pe Bulevardul Roman Mușat, blocul de locuințe numărul 50 de pe Bulevardul Roman Mușat, blocul de locuințe numărul 14 de pe Strada Libertății, blocul de locuințe numărul 28 de pe Strada Anton Pan și blocul de locuințe numărul 31 de pe Strada Anton Pan, valoarea totală a proiectului 6.683.585 de lei, inclusiv TVA. Un alt proiect se referă la proiectul integrat de construire și dotare a corpului B și a sălii de sport de la școala Costache Negri, din care și de asemenea privește reabilitarea și modernizarea drumurilor publice din cartierul Petru Rareș din municipiul Roman, tot în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Practic, prin acest proiect ne propunem construirea unui nou corp de clădire pentru școala Costache Negri, corpul B, dotarea și construirea unei săli de sport pe terenul aferent acestei școli și de asemenea vom reabilita și moderniza drumurile publice din cartierul Petru Rareș. Străzile care au fost studiate sunt strada Nicolae Bălcescu, strada Avram Iancu, fundătura Crișan, strada Ile Caragiale, strada Izvor, strada Bucovinei, strada Miron Costin și strada Sucedava. Vorbim aici de reabilitarea străzilor care au deja covor asfaltic, precum și de asfaltarea tuturor celorlalte străzi, precum și infrastructura pietonală. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, 18.459.735 de lei, cu o durată totală de realizare a proiectului 35 de luni. Un alt proiect se referă la reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat, zona fabricii și reabilitarea străzii fabricii, construire căi acces la locuințele sociale din municipiul Roman. În cadrul acestui proiect ne propunem reabilitarea celor 4 construcții situate în strada fabricii, care funcționează în acest moment ca și adăposturi sociale, iar în urma reabilitării noi ne propunem să asigurăm un trai decent și confortabil persoanelor care le vor utiliza. Practic vom avea 4 blocuri de locuințe, câte 52 de locuințe fiecare, cu 8 accese, din care 6 pe fațadele principale și secundară și 2 pe cele laterale. De asemenea, vom reabilita și moderniza drumurile aferente acestor clădiri, de exemplu strada Fabricii cu o lungime a străzii de 775 de metri și inclusiv căile de acces la locuințele sociale, un total de 281 de metri. Valoarea totală și eligibilă a proiectului 14.737.102 lei. Durata totală de realizare a proiectului 35 de luni. Un alt proiect privește reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Multicultural Unirea, reabilitarea și modernizarea străzilor și a căilor de acces din această zonă. În cadrul acestui proiect vom realiza și sistematizarea proximității perimetrului existent, reabilitarea eficientă a clădirii Centrului Multicultural Unirea din toate punctele de vedere, astfel încât să servească în mod corespunzător destinației de spațiu cu specific cultural educațional. Aleile de acces ce vor fi reabilitate și modernizate se află în proximitatea Centrului Multicultural și asigură legătura dintre strada Vasile Alexandrii și strada Bogdan Dragoș. Valoarea totală și eligibilă a proiectului, inclusiv TVA, 12.376.063 de lei. Durata totală de realizare a proiectului, 36 de luni.
Un alt proiect privește proiectul integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a școlii Carol I, construire și dotare sală de sport pentru învățământul general obligatoriu, reabilitare și dotarea grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice din cartierul Nicolae Bălcescu. În cadrul acestui proiect se propune reabilitarea, modernizarea și extinderea școlii Carol I, precum și dotarea acestuia, construirea unei săli de sport și reabilitarea și dotarea grădiniței Corpul B. Totodată se vor reabilita și moderniza drumurile publice din cartierul Nicolae Bălcescu, adiacente ansamblului de clădire al școlii Carol I. Vor intra în cadrul acestui program modernizarea străzilor Salciei, Sărata, Zebrei, fundătura Zebrei. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, 16.051.345 de lei, cu o durată totală de realizare a proiectului 35 de luni. De asemenea, un alt proiect depus de Primăria Municipiului Roman se referă la administrație electronică la nivelul Municipiului Roman pentru reducerea birocrației, proiect care a trecut deja de prima etapă de evaluare, cea a conformității administrative și a eligibilității, se află în faza de evaluare tehnică și financiară. Platforma integrată, portal web, aplicație pentru dispozitive mobile, pentru servicii electronice complete, descărcare, completare, transmitere de documente, plată electronică, semnătură electronică și notificări asupra stadului demersului cu un nivel de 5 de sofisticare. 50 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite în ceea ce privește utilizarea, administrarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului. Persoanele în cauză vor fi evaluate și vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatic integrat, care va realiza instruirea prin personalul formator specializat. Valoarea totală a proiectului 2.995.072 de lei, contribuția Municipiului Roman 59.901 lei, cu o perioadă de implementare de 24 de luni. Practic, acest proiect vine în completarea portalului pe care noi deja l-am dat în lucru și care reprezintă o etapă spre debirocratizarea activității din primărie și de asemenea de digitalizare a activității din primărie. Practic, după implementarea acestui proiect, vom putea elibera acte în format online cu semnătură electronică, astfel încât persoanele să nu mai fie nevoite să se deplaseze la primărie pentru a obține aceste documente și de asemenea vom realiza un sistem propriu de plăți online, nu acela prin ghișeu.ro, care să fie cât mai comod pentru diferitele taxe și impozitele pe care cetățenii le vor avea de plătit. Și un ultim proiect se referă la reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu, corpul D al Colegiului Național Roman Vodă din municipiul Roman, o valoare totală și eligibilă a proiectului, inclusiv TVA, de 9.636.373 de lei, cu o durată totală de realizare a proiectului de 36 de luni. Toate aceste proiecte depuse vin practic în completarea sumelor contractate prin acel împrumut și prin care vom realiza și vom finaliza pietonalul Ștefan cel Mare, reabilitarea grădiniței numărul 2 cu program prelungit, reabilitarea grădiniței numărul 2 cu program normal, reabilitarea corpului B de la școala Vasile Alexandrii, reabilitarea peisagistică din zona Bulevardului Republicii, reabilitare clădire strada Veronica Micle numărul 21, centru cultural comunitar, de care vă vorbeam mai devreme, modernizarea celorlalte străzi din cartierul Nicolae Bălcescu, care nu au fost prinse în proiectul cu finanțare europeană, creșterea eficienței energetice a clădirii din strada Smirodava numărul 28. Practic aici vom avea o cofinanțare mai mare și o vom suporta din acest împrumut. Reabilitări trotuare, extindere de rețele de gaze naturale și dezvoltare parcări de reședință.